Armando, 27 de ani, și Mihai, 26 de ani, au murit într-un cumplit accident rutier produs pe bulevardul principal din Ploiești. Tânărul de 27 de ani se afla la volanul autoturismului său, un bolid cu peste 500 de cai putere, iar martorii susțin că ar fi participat la o cursă ilegală de mașini. Apropiații tânărului susțin că Armando era pasionat de mașini și iubea viteza. În noaptea în care și-a pierdut viața, șoferul a călcat pedala de accelerație până în podea, iar la un moment dar a fi pierdut controlul mașinii. A lovit un copac și apoi a ricoșat într-un stâlp de electricitate. În dreapta lui Armando se afla Mihai, prietenul său. În urma impactului, cei doi tineri au murit pe loc. Acul vitezometrului s-ar fi oprit la viteza de 198 de km pe oră. Totodată, după nenorocire, a ieșit la iveală faptul că Armando, șoferul de 27 de ani, avusese permisul de conducere suspendat și îl recăpătase chiar cu puțin timp înainte de tragedie. Se pare că tânărul ar fi rămas fără permis din cauza comportamentului agresiv din trafic în luna iulie, chiar aseară când a ieșit din casă, până să se întâmple nenorocirea, a zis: "Pa, mamaie, am plecat. Te iubesc. Mamaie, să te întorci de vreme să dormi." "Da, mamaie." Și a plecat. Și n-a mai trecut un sfert de oră și au sunat niște cunoștințe. Mama lui nu știe că a murit. Știe că e în comă. O așteptăm să vină. "Nu știu cum o să trecem," a spus bunica lui Armando.